În jur de 150 de persoane au participat în fața prefecturii Galați la o acțiune de protest ce avea ca obiectiv dezaprobarea atitudinii primului ministru și susținerea moțiunii de cenzură Victor Ponta, demis pentru exces de putere prin blocarea alegerilor, dreptul la vot nu este o lozincă, depusă în Parlament de PNL. Acțiunea de protest a fost organizată de filialele județene ale PNL și PMP Galați și a fost autorizată să se desfășoare în intervalul orar 11-14. Protestatarii au lansat o alertă cu vuvuzele, au fluturat pancarde și steaguri tricolore și au cerut demisia premierului Victor Ponta prin mesaje către prefectul județului Galați. În prezența liderilor organizațiilor municipale și județene ale celor două partide, tinerii au cerut ca primul ministru Victor Ponta să demisioneze din fruntea guvernului, lăsând justiția să verifice cele sesizate de procurori și politicienii să aibă o altă atitudine în viața publică. Ponta, nu uita, noi te vrem la DNA! Ponta, nu uita! Premierul Victor Ponta este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul Turceni Rovinari, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. Cererea DNA către Camera Deputaților pentru avizarea urmăririi penale pe numele premierului și pentru conflict de interese a fost însă respinsă.